mamă, dar cât de mică ești. 4 ani și 3 luni. 4 ani și 3 luni? Da. Atât de mică ești? De unde vii? Din orașul Chișinău. Nu te cred. Vai. Și, și am venit aici. Și ce-i... Cine? Ăsta-s eu? Nu. Cine? Ăsta ești tu? Uite, tu ești ca un urs. Nu știu eu ăsta. Tu îți dai seama că ești cel mai mic concurent de la România Got Talent din toate sezoanele? Ești cel mai tânăr. Da. Îți dai seama? Dar cum ți-ai dat seama? Nu știu. Aoleo, ia uzi una ca fimea. Tare așa. Șefă. Ce? Vine un copil șef. Da, bebe șef. Asta e Florin Călin. Ia să-i vedem pe tot. Nu, asta e pentru Florin Călin. Așa. Asta pentru Andra. Andra e ca un... Da. Ca un cal. Asta ce? Pentru Andy. Andy. Da. Așa. Cine asta? Un elefant. Dar cine asta? Nu știu, am uitat acum. Alexandra? E Alexandra? Nu, broasca e lui Alexandra, dar deja te-am dat ațile. Bine, bine, am înțeles. Lasă. Aoleu. Bun. Hai, bine, baftă multă, uite. Hai, succes. Mulțumesc. Hai, baftă multă. Îngeraș frumos. Cum te cheamă? Mă numesc Anastasia Ursu. Anastasia, ce nume frumos. Și ce rochiță frumoasă ai. Am 4 ani și 3 luni. Mă bucur să aud. De ce ai venit tu astăzi aici la noi? Cu poezii. Câte poezii știi tu? Știu multe, dar pe canalul meu de YouTube. Pe canal? Sute. 800? 800? Da, știu foarte multe. Poate învăț și eu de la tine, hai să vedem. Multă lume a plecat de la baftina străbună, părăsind oraș și sat, căutând viață mai bună. Se duc soră și bine. Cu frate, mama și cu undeva departe și speră că o să se întoarcă. Mai știi și alte poezii? Mai știi că ai spus că da, știi multe. Vreau una mai să veselă? Vă spun o poezie amuzantă. Da, ia te rog. Pisicuța educată, pisicuța mea vărgată, pisicuța mea. Ieri era cam bosunflată, cam certat-o, pentru că bună ziua nu prea dă și ar mai fi ceva de spus. E cu nasul cam pe sus. Pisicuțele de o cheamă nu prea sunt băgate în seamă. Când se întâlnesc pe stradă, trebuie să dai dovadă că ești bine educată. Am certat-o eu în tată. Uite că m-ai supărat. Păi așa te-am învățat. Fii atentă la purtare. Așa. Ești acum pisică mare și e tare rușinos. Să nu te comporți frumos. Să mă credeți pe cuvânt. Puse capul în pământ și a zis tare rușinată: haide, nu fi supărată, știu să fiu respectuoasă, chiar să fiu prietenoasă. Și precum ai învățat, de acum neapărat și bine ți o să dau, te asigur, mulțumesc. Asta m-a rog, mulțumesc. Eu cred că Anastasia are poezie pentru orice fel de subiect. Poezia se numește Un anim de Adrian Păunescu. O știu, o știu. Anastasia, Anastasia. Într-o zi. Pe mine nu mă întrerupeți când vreți voi. Anastasia. Anastasia. Stai puțin, că nu... Sunt foarte okay. Mulți... Anastasia! Stai puțin, stai puțin! Dă pe pauză, unde-i pauza? Sunt foarte mulți concurenți care așteaptă să vadă ce vot avem noi pentru tine și ca să intre și ei pe scenă și de aceea nu putem, că altfel te-am ascultat toată ziua.